Se întâmplă niște gogoși marocani aici. Pot să fiu ajutorul dumneavoastră, domnule? Hai că te las cu mine. Ce bătă aici? Faci aici! Parcă vrei la popiță, că de acolo, la bucătărie. Ai durează puțin, dar am pe lângă mine. Să fie așa. Pune acum microfonul jos. Se îmbrăcam. Ce bine arată. Iau și eu acasă pentru copiii mei, domnule. O fac numai pentru copii, pentru fica ta are un an de zile. Să rămână. Pentru asta m-am făcut. Pupă-mă. Bravo. O onoare pentru mine să gătească hadat pentru fata mea care face un an de zile astăzi. Îți mulțumesc, domnule. Cu drag. Asta gogoș marocan. Mă țin minte când era noi mic, acasă. Când era 6 ani de zile, a plecat noi la grădinița. Și a plecat noi cu asta gogoș, cu mere de albina și o zeau sau de zahăr, se mănânc 2-3 bucăți pentru să fie burta umpluta. Bine, pentru noi nu era multe supermarket cum este acum pe anul 2022. Mai ales la Masterchef, acum mai este tot. Asta înseamnă, cheamă limba marocană, se cheamă sfânj. Pentru fica lui Foa, are ziua naștere. Și bineînțeles, pentru colegii mei a cerut niște gogoși. A făcut gogoși. Mulțumim. Eu mă simt ca tata lor. Da, exact. Suntem norocoși. Spune-mi, Hadad, mă, ce nu știu gogoși? Așa, că copil. Încă puțin. La început, dacă ulei este proaspete, îi durează timp pentru să ia culorul. Da. A treia, a patru ore, a patru ore să iasă mai maro așa. Ce vrei pe deasupra, miere sau? Nu avem miere aici, uite acum cum se face, scot afară asta de telu. Stau cu mâinile, așa, uite, da. Așa. Asta așa, uite. Așa, văzut, așa. Așa am mâncat noi, văzut, așa. Opa, așa, uite. Puneți, uite, așa. Pune foale, gata. Pune. Da, să trăiți. Mai aveți 5 minute, fa! Sigur că da, aolo, plating-ul, 5 minute, 5 minute, 1, 2, 3, 4, mână sus! Acum uleiul e cum trebuie. Așa e, văzut. Rumeneala e ce trebuie, da? Bravo. Să trăiți. O să-i pui și așa pe... Nu neapărat. E bine să fie așa... culori puțin, diferite, albă, așa la... Puțin albă, e mai bine, că văd cum gugoșa, adică normală, înțelege? Este important ca coca trebuie să fie rece. Rece, dacă e caldă, se moi. Da. Exact, te tinde, da. Ia uite, uite aici. Uite, uite-te, uite cum arată. Ca la croissant. 5 lei bucata? Ce? Da, 5 lei bucata. Da, te rog. Bon fiscal, mă rog. Bon fiscal. Te rog pe bon, serveți. A, dar de fapt vreau 2. Hai bine. Da, vreau să dau și reclama, cum spune reclama? Care reclama? Ia mă la plătite, la gogoși. Nu. Aici se vând singure, n-au nevoie de PR. Uite reclama, fii atent. E bună? E sigur. Când se aude cranțul ăla? E sigur. Foarte sigur. E sigur. Și sunt foarte bucuros că n-a făcut ceva din partea mea, ceva simplu pentru fica lui... Simplu și bun, să rămână. De jos.